Clinica oftalmologică Gauss a inaugurat astăzi la Piatra Neamț prima clinică oftalmologică privată din oraș. În cadrul acesteia, o echipă de 6 medici specialiști, ajutați de aparatură medicală de ultimă generație, vor veni în sprijinul pacienților cu probleme oftalmologice, care de acum nu vor mai fi nevoiți să meargă în județele vecine pentru intervenții chirurgicale. Gauss a pornit practic ca un vis. A fost un vis al meu, un vis de a... nu știu, de a înființa, de a construi un centru oftalmologic puternic, dotat cu tehnologie de ultimă generație, așa cum sunt centrele din vest, din străinătate. Practic, visul ăsta a pornit chiar de când eram rezident, de pe băncile rezidențiatului, când am avut ocazia să văd astfel de centre în Germania, în Franța, am avut ocazia să merg acolo. Și mi-a plăcut organizarea pe care am văzut-o în acele locuri. Mi-a plăcut foarte mult și am zis, cred că ar trebui să încercăm să facem și la noi acasă ceva de genul ăsta. Normal, când am terminat rezidențiatul, am avut și eu două posibilități, două căi de a mă dezvolta. Mi s-a propus, sau aveam posibilitatea să rămân, să continui cariera universitară la Iași, în Spitalul Sfântul Spiridon, acolo unde am funcționat, unde am fost rezident. Cea de-a doua variantă era să vin la Bacău, locul unde stăm, și să încerc să fac aici un astfel de centru, așa cum le-am văzut pe cele din străinătate. Am deschis această clinică deoarece avem foarte mulți pacienți din Piatra Neamț care se adresează clinicii noastre oftalmologice din Bacău și atunci am decis că ar fi oportun să deschidem și acest punct de lucru, odată să-i scutim de această deplasare și în al doilea rând, datorită faptului că anumite intervenții chirurgicale se fac în regim ambulatoriu, ei plecând acasă în acea zi, am găsit binevenită ideea de a face și aici un bloc operator. Se reabilitează și se sfințește așezământul acesta. Ați auzit la un moment dat în rugăciunea care s-a citit de Sfințirea Apei despre un orb care a mers la Hristos și a cerut acestuia să vadă. Doamne, dăm să văd. Hristos a scuipat în pământul din fața sa, a făcut tină, i-a uns ochii și l-a trimis să se spele în scăldătoarea Siloamului. Și spune Sfânta Evanghelie că din momentul acela orbul din naștere a văzut. Din momentul acela și până acum au trecut 2000 de ani. 2000 de ani în care s-a perpetuat și boala, pentru că din ce în ce mai mulți suntem cei care vedem mai puțin sau deloc. Însă și știința și-a spus cuvântul. Și dacă până mai ieri era foarte greu să rădai vederea cuiva, în ziua de astăzi, datorită tehnologiei, a științei, a priceperii medicilor, se poate face acest lucru. La eveniment au fost prezenți și reprezentanții autorităților locale și județene. Mă bucur că, iată, astăzi sunt la inaugurarea unei investiții private, un lucru care, într-adevăr, trebuie să ne bucure și care e un semn că economia începe să-și revină, pentru că, din punctul meu de vedere, investițiile private sunt foarte importante și reprezintă un semn al locului în care societatea se află, un semn al locului în care economia se află la un anumit moment. Mă bucură cu atât mai mult că această investiție se face în Piatra Neamț, un oraș care eu cel puțin din postura în care mă aflu îl doresc, prietenos cu mediul de afaceri și sper ca în perioada următoare, în anii următori, investițiile în oraș să fie din ce în ce mai mari. Mă bucur mult că ați făcut această investiție. Domnul doctor, ne-a sătit modest, probabil că nu vă cere situația în sine, dar harul medicului necesar lângă aparate, a spus, nu? Adică poți să aduci multe aparate, noi avem spitalul județean și o răspund el. Domnul primar, sigur, elegant, nu ne criticăm în teren, nici acum, probabil, nici în viitor.
dar nu o să aibă niciodată un medic de acolo determinarea care o aveți dumneavoastră când faci o investiție și te duci la banii tăi. Când te duci la banii tăi, altfel te preocupă. Da, sigur că trebuie, am spus, harul ăsta să-l ai. Că dacă nu-l ai, poți să aduci aparatură cât vrei. În cadrul clinicii Gauss se vor efectua investigații de specialitate, dar și operații de chirurgie a cataractei, chirurgie vitreoretiniană, chirurgia strabismului și chirurgia glaucomului.